Salutare, toate lumea, sunt Sfene, astăzi facem un episod de Minecraft Skywars. Să vă reamintesc, dacă vă place și vreți să continuăm, să nu uitați să apăsați butonul de like și haideți să dăm drumul. Fraților, în acest episod vreau să vorbim despre câteva subiecte puțin mai interesante, adică de ce am fost inactiv de pe canal și de ce nu am postat normal. De ce nu am postat? Păi, de ce n-a postat Ștefax? Păi, n-a postat pentru că a avut un weekend destul de frumos, adică a fost plecat în familie cu părinții, am fost plecat la munte. Și de aceea, ăsta ar fi motivul. Și vreau să vă mai spun, na, că a apărut și Minecraft-ul nou. Pentru cine nu știa, a apărut Minecraft-ul nou, versiunea oficială, foarte, foarte șmecher. Ieși acasă. Foarte șmecher, mie îmi place. Nu-mi place un nou. Nu-mi place 1.9 la PvP. La PvP mi se pare cea mai mare tâmpenie. Da, îmi trebuie armura ta. Așa. Așa mi-a trebuit armura lui. Perfect. Tipul avea Sharness 1. Bă, hai să fac un Sharness 2. Merge, uite, merge. Cu un Sharness 2. Hop. Hai, poate vom reuși să facem ceva. Nu știu, haideți să încercăm măcar, na, dacă nu reușim. Asta e, fraților, dacă mor. Nu contează acum așa mult, pentru că joc de distracție. Ia uite, bă! Ieși! Ieși! Așa, dacă e să vină cineva. Bă, frate! Hai, serios? Pe cartea asta. Aici nu mai e nimeni. Hai să urcăm sus, poate vom găsi ceva decent. Ok, pe aici nu e nimeni. Oh my. Cred că a fost cineva. Da, unde ar fi? Tipi ACEIA. Ok, o să-mi dau repede de asta de regenerare. Așa, boss. Ok, mai suntem doi. Păi hai să-l căutăm pe tipul ăla, na. Ok, n-am săgeți. Ok, refill, pardon. Am pus apa asta ca nubu, dar m-a ajutat totuși să nu iau full damage acolo. Hai să urcăm, iarăși. Poate vom câștiga. De obicei sunt titerele mele mai OP. Oh. Da, OP până naiba. Bine, speed-ul mi se pare o poțiune destul de OP. Dar, pana mea, nu prea avem. Da, unde-i tipul ăla? Nu, where are you? Come in mid. Ah, gata, l-am văzut. Uite-l acolo. Ai o fată. Ok, poate să ne arunce. Dar v-am zis, joc la distracție. Nu mai da. Please, please. What the fuck?
Asta face, fraților, speed-ul. Oh my god, cât de noob is. Oh my god. Oh my god, cât de noob. Hai să jucăm și normal. Vom juca un insane și normal așa. Vom juca de amândouă într-un clip. Bă, frate, doamne, cât de noob is. Asta face, bă, dacă ai speed, asta se întâmplă, fraților. Deci să nu credeți că nu o să se întâmple asta dacă ai speed. Pentru că e foarte ciudat, adică cu speed te duci, fai de mine. Asta zice, n-am putut să controlez acolo. Că dacă n-aveam speed, îl rupeam pe tipul ăla, cac. Puteam să... Oh, două gheppeluri. Ok, să mă duc la tipul ăsta. Să mă duc unde ăsta. Ok, am avut puțin lag, am puțin lag în continuare. Aici puteți vedea că eu m-am mai antrenat la PvP cât de cât, nu sunt foarte bun, dar am încercat măcar. What? Ce m-a speriat? No. Oh my god. Nu spune. Ok. Nu fac. Nu. O să încerc să câștig asta. Nu, nu se poate, bă. Deci nu se poate. Că de nu bus. Fac vine. My cover! Uh-oh. Uh-oh. Da. Mă omor deja, nu mai am ce face. Ok, destul de urât. Bă, frate, deci ce m-a speriat acolo? Ok, stai. Oh my god, am ieșit din ăsta. Fira să fie. Bă, doamne, cum am putut. Bă, au fost niște meciuri. Am făcut kill-uri, m-am antrenat. Ați văzut că nu mai stă așa praf la PvP. Adică am putut să fac câteva kill-uri. Bă, dar au fost amuzante. Adică pana mea să cadă în felul ăla. Foarte ciudat. Mi-a plăcut, chiar dacă a murit, nu-i problemă. What? Mamă, dar ce reacție am și eu, bă. Oh my god, trebuie să merg neapărat să iau un chestplate. Sau nu, știi ceva, mă duc eu la mid, pentru că v-am zis, joc de distracție, nu mai pun niciun enchant, baci. Hai la tipul ăla, poate are un chestplate și nu și l-a pus pe el. Lag. What? 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 Ce a fost asta? Doamne, ce m-am speriat de tipul ăsta. Vezi, văzut, deci el practic s-a uitat la mine cum vin și tot eu i-am dat. Oh my god. Are hack, are hack. Are cod. Are cod, se vedea, bă. Se vedea, bă, frate, că el dădea peste tot. Deci, se întorsese cu spatele, tot dădea mine. Are cod, păi, se vedea, nu? Ok, jucăm pe aceeași map. Ok, hai să vedem. Asta cred că va fi ultimul match. Nu știu sigur, cred că va fi ultimul match. Ca să nu mă lungesc cu episodul. Cred că am făcut un episod. Cred că am făcut 10 minute de când filmez. Da. Ieși, uite-l, bă, ce vine. Ce m-am speriat. Uite, bă, ce vine el. Ce șmecher e el, mă. Uite-l, bă.
Ce tu pe ist? E fi rușine dacă aș fost în locul lui. Sincer, mi-ar fi rușine dacă aș fost în locul lui. Uitați, ăsta vorbește francheză. Ok, vreau să mă duc la tipul ăla care-i teme destul de bune. Să încerc să-i le iau. Pa! Măcar te-am aruncat, fraiere. Și acum să văd că zboară. Am glumit. Ok. Ok, hai pe aici. Oh my god, deci dacă sărea momentul ăla, eram riperino. Oh my god, bă. Bă, dar-l văzusem și fix când am vrut să dau F5-ul iar să cobor, mi-a tras ăla cu săgeata, că-l văzusem, știi? Mă rog, ăsta va fi ultimul match. Sper că v-a plăcut episodul, chiar dacă, na, ăsta va fi ultimul match. Bă, măcar, chiar dacă am avut niște meciuri bune, pot să spun că am avut niște meciuri bune, am reușit să fac, spune și noi apa asta aici. Am reușit și noi să facem câteva kill-uri, adică să zic că nu a fost ca episoadele trecute de Skywars în care n-am reușit să fac niciun kill, adică pana mea, m-a omorat și unul fără acest play, m-am antrenat foarte mult la PvP. Pa. M-am antrenat mult la PvP. Nu știu de ce trag în el, că nu rezolv nimica. Asta înseamnă that combo, man. That combo. Ok, hai la tipul ăsta. Hai aici. Ești prost? Are hack, bă, el! Are hack, bă! Da, chiar avea hack ăla. Ați văzut și voi, deci ați văzut de obicei, stai să vă arăt aici. De obicei, normal, tu poți să tragi, să dai de la 3 blocuri, una, două, trei. Deci tu, dacă omul e acolo, tu poți să dai în el de aici, da? De aici. Dar ăla era pe aici și dădea mine de aici. Ăla era hack și mai și sărea și dădea într-una. Mă rog, fraților, hai să terminăm episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Ștefan, sper că v-a plăcut meciurile, v-am zis. Chiar dacă n-am câștigat, am putut să facem câteva kill-uri, au fost niște meciuri distractive. Și da, eu am fost Ștefan și ne vedem și data viitoare cu alte episoade. Pa, pa!